Salutare de lor aici, Pepper, la un nou episod din Counter-Strike Global Offensive. De data asta jucăm Arms Race, nu mai jucăm Casual, cum am jucat episodul trecut. Opa, ia stai, cine în spatele nostru? Pleacă de aici, moșule! Ok, uite că mi-ai schimbat și ținta, cum ai zis în episodul trecut, că am ținta ciudată. Bine, era... Stai, cum era ținta? În fine, acum o am statică, deci nu mai e nicio problemă. Joc mai bine cu ținta statică, așa e. E foarte, foarte bună ținta. Și am decis, bă, hai să filmez niște CSGO pentru seara asta. Pentru că e super șmecher să joci CSGO seara, așa cu niște prieteni. Da, uite, eu am... Stai, e cu mine echipă? Ba, nu, cred că urmează să intre și el, un tip pe nume Ioan Hungru. E un tip super de treabă, joc el mai mereu CSGO și nu numai, mai jucând și alte chestii. Nu uita și tu să apeși butonul de like dacă îți place această serie și vrei să pun cât mai multe episoade din Counter-Strike Global Offensive. Ia mă, moșule, unde sunt? Ai, moșule, mai dă-mi un kill că urlă foamea în mine ca sirenele în Iugoslavia, hai. Mai dă ceva, frate, hai, unde ești? Hai, frate, că ne uităm pe mapă. Pe radar. Uite-l, moșule, iar mi-a furat kill-ul, moșule. Hai că l-am luat și pe ăsta, moșule. Avem acum un MP45 Indigo. Asta am primit-o de la o misiune din noua operațiune. Și după ce faci misiunile din noua operațiune, primești o armă random. De fapt, un skin pe o armă random. Ai, moșule, ar fi Anna Klein în problemă. Nu, unde sunt ăștia, mă? Monasterii, mapa se numește Monasterii, mie chiar îmi place. Am observat că se joacă decât pe Arms Race, cel puțin. Opa, what the fuck? Așa, Arms Race nu joc mai mereu. Arms Race joc foarte rar, deși cred că o să mă apuc să joc mai mult Arms Race, deoarece, cum îi spune, trebuie să fac un achievement pentru CSGO. În 1.6, dacă mai ții minte, nu se numea Arms Race, deși era cam aceeași chestie. Opa, ai uitat la achievement. Se numea Gun Game, dacă știi, tot aceeași chestie, faci un kill, îți vine altă armă și tot așa. Ah, băga mea și piciorul. Mi l-a furat, dar în același timp m-a și salvat, pentru că altfel muream. Hai, moșule, unde ești, moșule? Uite că morc în mănăstire, ia uite-l pe ăsta, mă, ce a venit el. Am fost puțin cam fagot aici, pentru că tipul abia s-a spawnat și eu l-am și luat, știi? Uite, stăm noi aici frumos, ia, hai să vedem. Și n-ai babă de unde trăgeau ăia? O, moșule, ce frumos, one shot, one kill. Șmecher rău asta. O, cum să te arunci așa, mă? Pleacă de aici, moșule. Hai să vedem. Așa, da, nu uita să mă dau și pe Steam dacă vrei să te mai joci așa cu mine când în caz că mă vezi în CSGO. Ăsta are knife. Yo. În caz că mă vezi în CSGO și nu sunt în competitiv, ci în casual, dai join pe mine, mare brânză. Sau că mă vezi că filmez Tomb Raider sau alte chestii, să nu mă deranjezi. Stai așa, mâncațești, că vine ăsta după mine. Mai dă un kill, moșule, că urlă kill-urile în mine ca sirenele în Iugoslavia. Ia uite, mai că a câștigat ăsta. Ia să vedem. Știi ce? Hai baggage, deși... hai, lasă așa, lasă. Da, Ioane, azi. Taci, dă-te în gun. Doamne, ce mă enervează idioții ăștia. Deși știu că pot să dau click dreapta pe ei și block communication, dar na. Observ că aici nu e niciun drop. La Arms Race nu prea sunt dropuri. Mapa asta, baggage. Stai puțin că parcă am... Da. Asta e cea mai bună mapă pentru Arms Race, deoarece e o mapă mică unde îți poți găsi binamicii foarte rapid și nu e nicio problemă. Bine, nu că mapa aia pe care am jucat adineauri nu era una mică, Monasterii, da, era o mapă destul de mică, dar asta e mai... Asta îmi place mai mult. Stai, mâncați... sunt la Terra acum, ok. Mapa trecută am fost la City, CT. Și... contra teroriștilor. Ioane, grijă să nu mă omori.
Ioan, tipul ăla cu care m-am spus eu că m-am împrietenit, el am... Opa, ia uite, era să-l omor pe Ioan. Uu, bă! Ok, să vedeți ce vine ăștia după mine. Este moșule, unde v-ați dus? Ia uite, mamă, ce le-am dat. Le-am dat o grămadă de damage la vreo 3, cred că, doar că... Le-am dat așa damage pe rând, nu am dat damage la unul singur. Așa că m-au omorât. Bun. Hai, moșule, unde ești? Ah, mi l-a furat și mă enervează când îmi fură kill-ul, mă, după ce-i dau damage. La arm stress asta nu-mi place. Un singur glonț. Un singur glonț. Uite, ia, hai să mergem noi frumos pe aici. What the fuck? Bun, drummer Mickey. L-am omorât pe Mickey. Hai să stăm puțin așa la... Ah, m-a omorât drummer Mickey ăla. Și-a dat un pic revenge tipul pentru că de... Bun. Rixix Reaper, pe Rixix Reaper l-am luat. Pleacă de aici, moșule, ce faci? Oh! Ok, haide că avansăm. Sunt pe al doilea loc. Dar e nasol că sunt la ce... La cât armă sunt? În fine, tipul e mult mai în față. Doar că e bine că rămân pe al doilea loc. Ah! Așa, tot. Frate, filmez. Eu am zis că filmezi, știm? Dar probabil n-a văzut. Probabil era AFK. Strike fucking camp or learn to play go back and play Call of Duty. Ah, pleacă de aici, bă, nu suport arma asta, frate. Nu joc cu ea niciodată. A, cu shotgun-urile alea, da, mai joc. Mai joc cu magul, mai joc cu Nova, dar... Numai pe lângă dau cu arma asta, Save Dofu, dar are un skin super, super scump pe ea, The Kraken. Nu îl am eu, dar zic așa că există unul foarte scump. Hai mă, unde sunteți că vreau să scap, n-ai bine. Iar mi-ai luat kill-ul. Vreau să scap de arma asta odată, pentru că mă enervează. Așa, frate, bravo. Uite că lucrez cu echipa. Ah, ce dă asta cu shotgun-ul. Shotgun-ul din apropiere, mamă, e beast. E o bestie totală. Uite, dă-mi kitty, stat, trec. Bravo, bete, i-am dat și... Și headshot frumos. Mă, dar unde e ăla? Ah. Ia uite-l, mă. Rixix Reaper. Tipul ăsta m-a luat de câteva ori. Dar și-o pe el. Ohoho. Headshot. Asta cred că are knife. Cred că are knife, biciu. Altfel nu vedea el așa cu cuțitul după mine. Oho, bun. Striker, băgam aici piciorul. Al patrulea, om. Și cât de aproape am fost. Taci tot. Păi ok, ardeilor, cam atât din al doilea episod din Counter-Strike Global Offensive. În acest episod am jucat Arms Race sau clasicul Gun Game din 1.6. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne revedem în episodul următor. Bye, bye!